Palatul Știrbei scos la vânzare pe OLX. Da, ați auzit bine. Am postat o informație despre domeniul Știrbei, cum că se lucrează înăuntru, se toaletează copaci, se montează pavele și am primit o informație în comentarii cum că palatul este de vânzare și este scos pe OLX, oameni buni. Am rămas un pic surprins, m-am gândit că e o glumă proastă, dar am intrat pe OLX frumos și iată-l, Palatul Știrbei la vânzare cu 8 milioane de euro. Anunțul este al firmei agenției imobiliare Blitz. După cum știți cei din domeniu, Blitz este una dintre marile agenții imobiliare din România, probabil un top 5, deci mi s-a părut și mai ciudat cum a ajuns la vânzare atât de repede acest palat Știrbei, după ce anul trecut el a fost achiziționat de către oamenii lui Dan Voiculescu la licitație publică, unde a fost singurul participant, mă rog, firma apropiaților lui a fost singura participantă și a fost cumpărat cu practic prețul de pornire un pic peste prețul de pornire, adică 8.050.000 de euro. Și iată-l scos la vânzare. Textul, descrierea, era absolut penibilă pentru o astfel de proprietate. Oricine are simple cunoștințe de copywriting, de marketing, de imobiliare, știe că acest text este o mizerie, o rușine pentru un anunț imobiliar, mai ales al unei firme atât de mari ca Blitz. Și am săpat mai mult, m-am dus pe site-ul firmei Blitz, agenției imobiliare Blitz din Cluj-Napoca. Până v-am făcut eu acest video, iată că oferta nu mai este disponibilă. Să vedeți de ce. Asta era, aici era oferta. Am văzut, era data, nu că am și printuri, trebuie să vă arăt și prin screen că nu ne jucăm așa. Da. Ia uite, ăsta era. Am văzut data actualizat 03-03, adică martie 2023. Părea foarte ok anunțul. O doamnă, adică manager serios la Blitz, nu orice agent. Deci ăsta era anunțul inițial în martie 2023. Am sunat-o pe doamnă. Și ce credeți? M-a luat un pic așa, mi-a zis, dar de ce a sunat de curiozitate? Zic, da, pentru că i-am explicat pur și simplu că mă interesează subiectul, sunt administratorul unei pagini locale și m-a interesat subiectul. Mi-a spus că nu mai e de actualitate, ok, și că îl va șterge. Ați văzut între timp la și șters. Eu bănuiesc că l-a pus doar pentru a părea o agenție super, super șmecheră care are un super, super, o super, super proprietate la vânzare. Pentru că pozele sunt luate de pe Google, doamnelor și domnilor, oameni buni. Aceste poze le găsiți pe Google. Am dat și eu pe Google, frumos. Iată pozele. Asta este în anunț. Asta este în anunț. Asta este în anunț. Asta este în anunț. Sunt furate de pe Google. Pur și simplu le-a postat de pe, le-a luat de pe Google. Sunt extrem de proaste. Nu poți să vinzi un domeniu de 8 milioane de euro cu pozele astea mizerabile. Pur și simplu oamenii și-au pus pe site-ul lor al agenției, al marii agenții Blitz, această proprietate ca să dea bine, când ea de fapt nu a fost niciodată de vânzare, doar scoasă la licitație anul trecut, între timp. Eu m-am gândit că au împărțit terenul, cum este deja împărțit și o parte și-a oprit-o domnul Dan Voiculescu și o parte asta cu monumentele istorice le scoate la vânzare la același preț ca să facă un profit uriaș. Părea într-un imobiliar, de fapt este o țeapă a unei agenții. Și textul l-am pus pe Google și el a fost pe mai multe site-uri acest anunț și pe imobiliare.ro și pe anunțul. Cum am văzut și pe OLX, sistemul este simplu, ei își pun pe site-ul lor ca să dea bine,
că au un portofoliu așa, un portofoliu așa ceva, dar au un soft prin care le pleacă acest anunț de pe site-ul propriu pe toate anunțurile, pe toate site-urile de anunțuri. Și probabil ei n-au vrut să apară și acolo, dar au a rămas bifa. Am rezolvat-o. Deci nu mai e la vânzare, am scos-o eu personal de la vânzare. Se întâmplă. Se întâmplă la agenții, se întâmplă la mulți agenți și agenții micuțe, dar m-am mirat că la o asemenea agenție să apară o asemenea țeapă până la urmă, că este o țeapă. Și au furat niște poze, un text de 2 lei și le-au pus ca să dea bine. Așa că mare atenție cu ce agenți și ce agenții lucrați.